Bună! În caz că mă cunoașteți, sunt Alicia și în videoul ăsta o să vă arăt un slime magic. Și e foarte, foarte fain. Și acum o să vi-l arăt. E asta. Aici apare un slime verde normal. Stați să-l scot. Vedeți? E... pare normal. Dar promit că nu este. Eu pot să fac multe lucruri cu slime-ul ăsta. De exemplu, pot să-i schimb culoarea. Doar dacă stați până la sfârșit de la video, o să vedeți cum îi schimb. Pot să îi fac să rămână un desen pe slime. Sau ca o poză. E un pic greu de crezut, dar este adevărat. Și acum o să vă arăt cum fac. Și pot să-mi pun și un video pe slime. Da. Așa că stați până la sfârșit să vedeți câte lucruri pot să fac cu el. Chiar sper să vă placă. Și nu uitați că am alt canal care mă cheamă Alicia's Vlog. Nu se vede. Dar oricum e foarte fain și eu cred că o să vă placă. E de challenges, tags și mai multe lucruri. Chiar dacă vreți, o să vi las aici jos în căsuță de descriere ca să vă abonați sau să vă uitați cum este. Am și Instagram și Musical.ly și mă cheamă AliciaK2002, așa că nu uitați să intrați ca să vedeți pozele mele și videourile mele. Și acum, da, deja putem să începem și să vedeți câte lucruri pot să fac cu un slime magic. Rocky.
aquí. În timp ce România este lovită de cea mai friguroasă toamnă din istorie, 50 de copii din Eforie Sud împreună... Rețeta secretă a chiftelelor Krabby a dispărut! Fără ea va fi un dezastru social complet! Nu crezi că exagerezi un pic? Bun venit! Vamos, seguimos! Vamos, vamos! V-a plăcut? Mie chiar mi-a plăcut foarte mult cum a rămas. Dar acum o să vă zic cum am făcut slime-ul magic. Magic, fiindcă nu e magic, doar am făcut niște trucuri. Nu știu cum să explic. Dar acum o să vă arăt cum l-am făcut. Primul pas este să faci un slime normal, culoare verde. Adică eu am ales verde, fiindcă... mi-era mai ușor de făcut. Dar eu cred că merge cu toate culorile. După aia, după ce am făcut, l-am filmat. Am filmat cum mă jucam cu el, așa. Adică, videourile care ați văzut înainte erau așa ceva. O să vi-l las pe aici, să vedeți. Așa că nu e atât de fain dacă îl vezi așa. Și la urmă, după ce am făcut slime-ul și l-am filmat, al doilea pas este să le editați. Eu am un program care este Camtasia, care pot să edit videouri foarte faine. Și chiar e foarte, foarte fain de făcut. Chiar sper că v-a plăcut videoul ăsta și acum, da, știți ce truc am folosit ca să fac magic slime. Nu-i magic slime, doar că l-am editat. Și așa pot să pun orice vreau pe slime-ul ăsta. Dar chiar a fost foarte fain de filmat și de editat, pentru că chiar puteam să pun orice poză și orice video. De exemplu, hai, am avut o idee. Hai să punem acum un video de-al meu pe slime-ul ăsta. Da? Să vedem. 1, 2. Thank you.
Chiar e foarte fain. Nu uitați să dați un like și să vă abonați aici jos. Și nu uitați că am făcut și alte slime-uri. Slime-ul normal e ăsta. Slime-ul fluffy, slime-ul... Slime-ul cu biluțe. Galaxy slime, clear slime, altă rețetă de slime, normal, cred că gata, chiar nu mai știu. Rainbow slime. Și acum deja avem magic slime. Chiar sper că v-a plăcut și ne vedem la următorul video. Pa!